Zooniverse Podcasts. Există foarte multe lucruri legate de asta, pe care oamenii când visează la asta nu le cunosc. Cum este să ai contabilă, cum este să ai taxe în fiecare lună, cum este să ai chirie la un birou. Cum este să știi că niște oameni depind de felul în care tu gestionezi niște contracte. Foarte important. De multe ori aveam stări de epuizare și aveam prieteni apropiați care mă întrebau de ce mai faci asta. Pentru că depind deja foarte mulți oameni de mine. Nu mai pot să aleg să nu fac asta pentru că sunt eu răsfățată de viața astăzi. După un anumit nivel de business, freelancer se transformă în angajator. Da, corect. Așa este, 100%. Freelancerul, de fapt, cred că e prima etapă și după care treci la nivelul următor. Adică freelancerul e specialistul. Știu să fac aia, dar după aia nu mai. Și depinde de personalitate, pentru că tu, dacă ești lider, cum ai menționat și tu, Monica, deja devii antreprenor și trebuie să ai o companie, trebuie să o dezvolți, etc., etc. Pe care o poți scala doar prin oameni. Exact. Sau prin digitalizare, dar și digitalizarea necesită niște oameni. Deci, clar, oamenii sunt prima formă de a scala succesul unui freelancing. Tu, ca angajat, dacă ai personalitatea inversă, nu știu, spre antreprenor, freelancer, îți va fi foarte greu să te modelezi pe termen mediu și lung oricărei companii. Cred că fiecare dintre noi, și de fapt e un studiu recent unde spune că generația nouă, toată lumea, sau mă rog, marea majoritate, își dorește să fie antreprenor. Este nesfârșit de apăsător să fii responsabil pentru lucruri într-un mod atât de singular. Aș vrea ca oamenii care își doresc să facă antreprenoriat, freelancing, de fapt, că despre asta vorbim în primul rând, să facă asta pentru că nu vor să stea în linii. Reset cu Răzvan Popescu, un podcast Zooniverse. Bine ați venit în Zooniverse și astăzi m-am gândit să vă provoc la o discuție care sper să vă capteze atenția, mai ales că vorbim despre niște pași pe care putem să-i facem în carieră. Ce să alegem? Să fim angajați, să avem carte de muncă, să semnăm condica, să avem un șef, o siguranță a salariului care vine negreșit într-o anume zi a lunii, sau să o luăm pe drumul nostru, să devenim acei freelanceri care plătesc ei salarii, care au emoțiile în data de 25 ale fiecărei luni sau trimestrial că trebuie să plătească taxe și impozite la stat și restul de griji care vin la pachet. Am adus astăzi doi oameni care vor încerca să ne povestească din experiențele lor și vor încerca să ne dezlușească lumea freelancerilor versus lumea angajatului sau angajaților. Până la urmă e vorba de a ne cunoaște și drepturile în calitate de angajați. Bună ziua, bun găsit. De fapt, e foarte ciudat la podcastul ăsta. Știi că nu știu ce să zic, bună ziua, bună seara, că se poate uita cineva la noi și la 3 dimineața. Așa că obișnuit cu emisiuni la radio în direct mi-e mai ciudat. Îl salut pe Costin Tudor, founder la undelucram.ro. Mulțumesc pentru invitație, Răzvan. Și am lăsat-o la urmă, o consider și mai de acasă, pe Monica Munteanu, unul dintre cei mai importanți manageri de artiști și influencer din România. Mă bucur să te văd și în formula asta. Asta e cafeaua pe care ar trebui să o bem de vreo 3 săptămâni și înainte. Asta am spus și înainte, direct, că asta e cafeaua pe care trebuia să o bem înainte de orice... Uite că m-am bulbit. Bun, super. Ce te emoționezi? Nu-mi vine să cred. Lasă că ușor să-ți dai o să-ți dai freul liber ideilor și ești genul domn care are multe de povestit. O să încep prin a vă face vouă o loc să vă faceți o introducere și în câteva cuvinte, Costin, ce ne poți spune despre cariera ta, despre traiectul tău de om din zona de business, că până la urmă deții un site care e destul de... și o platformă care e destul de accesată și căutată. Și cred că, mai ales din partea angajatorilor, e căutare mare pentru zona asta de a găsi oameni valoroși. Cu siguranță. Eu sunt absolvent de Politehnică și cred că antreprenor de când mă știu. Sau întotdeauna am încercat să găsesc o portiță când să fiu antreprenor, acum, mai încolo și așa mai departe. Dar până atunci am lucrat 13 ani în corporații. Ai fost angajat? Am fost angajat. Ai avut badge-ul la gât? Am avut badge-ul la gât și țin minte că la început era o religie așa să-l porți, adică te mândrai că să-l porți fie la gât, fie la
la buzunarul de la pantaloni. Dar cu dorința asta de a face lucrurile poate diferit decât politica companiei sau companiilor în care am lucrat o dicta. Și până la urmă s-a rupt filmul. Și ai trecut și tu în zona de antreprenor până la urmă. Și am trecut în zona de antreprenor, zona pe care mi-o doream de când mic. Adică, țin minte, eu vindeam gume cincin când eram mic la țară. Gume cu surprize. Le luam de la consignațiile care erau atunci, le duceam mai departe. Și cu cât le luai, cu cât le dădeai? Mai ții minte? Da, era 7 lei și le vindeam cu 8 lei. Bun, bună respectiv. Prietenilor și aveam și un incentiv. Îi lăsam să desfacă un pic, să vadă dacă au dubluri sau nu, ca să nu... Să-și completeze colecția. Exact. La cincin, cu ce erau surprizele? Că nu mai știu. Cu fotbaliști erau. Mi-aduc și aminte că am colecționat poze, abțipilduri cu fotbaliști de la Italia 90. Da, ăla erau. Și eram mândru că erau și cu fotbaliști români, erau Hagi și Lăcătuși. Dar asta e o altă discuție. Exact. Și ți-ai urmat ideea. Ai plecat din corporație? Plecat din corporație, am lansat undelucrăm.ro, care în momentul de față e prezent în 14 țări, inclusiv în zona arabă, și începe să devină așa un business în sensul adevărat al cuvântului, mai ales că sunt investitori în spatele proiectului, o echipă. Tu ești, de fapt, cu piciorul în două zone. Exact. Ești un antreprenor, dar, pe de altă parte, cunoști foarte bine nevoile angajatului, pentru că platforma de asta, cu asta se ocupă. Corect. Este o platformă de recenzii unde angajații își pot exprima anonim părerile despre. Exact. E un fel de booking pentru angajatori. Da. Monica. Eu am o poveste puțin diferită. Nu am rezistat angajat 13 ani, ci mai puțin de un an, în timpul facultății. După care un coleg a spus: vrei să deschidem o firmă? Mi se părea foarte tare chestia asta de a deschide o firmă. Aveți și ștampilă, deci ceva. Și iată că undeva în 2004 am avut prima companie. Nu acela a fost începutul antreprenoriatului în forma lui de astăzi, dar sunt un freelancer din totdeauna. Motivul este faptul că, într-adevăr, fac parte din categoria de lideri și este foarte greu să mă coordonez pe viziunea altcuiva. Eu formă extinsă de personalitate pe care o au avut foarte mulți oameni și cred că cei care sunt ca mine nu pot să fie angajați, pentru că este foarte greu să poți efectiv să faci asta. Uitam pe niște statistici și văd că în România, la momentul ăsta, există peste 1,2 milioane de liberi profesioniști, freelanceri. Da, este un trend ascendent, dar așa cum spuneai și tu în prezentarea ta inițială, există foarte multe lucruri legate de asta, pe care oamenii, când visează la asta, nu le cunosc. Cum este să ai contabilă, cum este să ai taxe în fiecare lună, cum este să ai chirie la un birou. Cum este să știi că niște oameni depind de felul în care tu gestionezi niște contracte. Foarte important. De multe ori aveam stări de epuizare și aveam prieteni apropiați care mă întreabă: de ce mai faci asta? Pentru că depind deja foarte mulți oameni de mine. Nu mai pot să aleg să nu fac asta pentru că sunt eu răsfățată de viața astăzi. Și clar, sistemul de responsabilități din jurul freelancingului este foarte amplu și atât, nu știu, influencerii, că mie mi-e ușor să vorbesc despre bucata mea de acțiune, atât influencerii care devin și ei la rândul lor niște freelanceri și au niște business-uri, cât și orice alt om care face meseria lui sub formă de freelancing, copywriting, grafică sau orice. IT-ști. Toți se lovesc de tot felul de lucruri, gen, dar trebuie să am o contabilă. Care este cea mai bună formă juridică pe care poți să o ai?
de exemplu, am o groază de artiști care au drepturi de autor, dar și TVA după un anumit plafon. Și deja, având TVA, automat ești ca o societate comercială, că ai nevoie de contabil când depășești plafon. Cred că, într-adevăr, freelancing-ul ăsta vine cu foarte multe lucruri pe care oamenii ar trebui să le știe. Mi-e place să vorbesc despre freelancing și vreau să atrag cât mai mulți oameni în această ideologie. Pe de altă parte, tare bine mai doarme soțul meu, care lucrează într-o instituție amplă și este un sistem corporate. Pentru că, efectiv, el nu are acest imprevizibil pe care noi îl avem în fiecare zi. Sunt foarte mulți freelanceri care, în momentul în care își deschid o firmă, fac confuzie între banii firmei și banii lor. Și te trezești că, zic, dom'le, dar sunt banii câștigați de mine. Păi stai că nu sunt ai tăi, că trebuie să dai niște taxe, să scoți niște dividende. Se trezesc contabilii lor că își pun mâinile în cap și zic, dom'le, dar de ce ai cumpărat nu știu ce lucruri cu cardul de firmă când nu corespunde activității firmei tale. Că aici trebuie să înțeleagă cei care vor să intre pe drumul ăsta. Că de asta facem discuția. Și urmează alegerea fiecăruia. Că trebuie să fii și puțin mai ordonat. Adică bonul ăla de benzină nu-l mai arunci la coș. Îl pui într-o mapă, că trebuie să-l duci la contabilitate dacă ai luat pe firmă. Dar trebuie să aibă rob pe el. Ca să nu mai zic, te întreabă și doamna. Și peste o anumită sumă trebuie să faci factură, pentru că altfel nu se poate registra. Da, este o poveste foarte lungă, dar nu neapărat partea asta a ordinii juridice, ca să zic așa. Pentru că asta, clar, la un moment dat sunt niște oameni pe care poți să-i plătești, să aibă grijă de asta pentru tine și it's all good. Nici aceia nu se găsesc foarte ușor. Și nici nu sunt foarte ieftini. Și nu sunt foarte ieftini, dar se poate rezolva. În schimb, așa cum ai spus și tu, un cash flow propriu înseamnă o responsabilitate foarte mare. Noi avem astăzi în jur de 10 cash-uri diferite, pentru că avem mai multe sertare de business și este extrem de greu să le coordonezi pe toate, să înțelegi unde ai pierderi, de ce, pentru că practic trebuie să ai flări de business. Fiecare freelancer trebuie noi, să... P&L. Ce era ăsta P&L? Iată-l, înveți în momentul în care devii freelancer. Practic fiecare freelancer trebuie să fie un om de business și de foarte multe ori freelancerii sunt foarte talentați, dar nu sunt oameni de business. Și atunci aici apare partea asta disruptivă între faptul că ei visează să nu depindă nici măcar de un manager în cazul influencerilor. Mulți dintre ei au văzut diferența și au zis, wow, pe bune, noi, voi puteți să ne facturați din Smart Bill și noi doar să încasăm. Vis. Exact. Da, sunt multe exemple, dar ca idee, într-adevăr, freelancing-ul este total diferit și cred că ambele variante au avantaje și dezavantaje care se potrivesc pe diverse personalități. Asta vrem să învățăm în perioada asta în care stăm la aceeași masă, să facem, să le punem pe hârtie, să vedem care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, după care oamenii urmează să decidă. De exemplu, a fi angajat presupune din start să ai un șef. Ăsta poate fi un dezavantaj sau nu? Da. Ce a zis Monica, scuză-mă, e super mega important. Depinde de personalitate. Adică pot să spun că și eu mi-am luat țeapa freelancerului și așa mai departe. Cred că, de fapt, după un anumit nivel de business, freelancer se transformă în angajator. Da, corect. Așa este, 100%. Freelancerul, de fapt, cred că e prima etapă și după care treci la nivelul următor. Adică freelancerul e specialistul. Știu să fac aia, dar după aia nu mai. Și depinde de personalitate, pentru că tu, dacă ești lider, cum ai menționat și tu, Monica, deja devii antreprenor și trebuie să ai o companie, trebuie să o dezvolți, etc., etc. Pe care o poți scala doar prin oameni. Exact. Sau prin digitalizare, dar și digitalizarea necesită niște oameni. Deci, clar, oamenii sunt prima formă de a scala succesul unui freelancing. Și astfel, așa cum a spus și el, iată că ne completăm, asta nu e bine, trebuie să ne contrazicem aici. O să ne contrazicem, o să vezi. Apropo de contrazis, care sunt, de exemplu, cele mai mari probleme pe care le întâmpină un angajator atunci când vrea să-și găsească niște oameni pentru a-și dezvolta firma? Cu ce probleme se întâlnește el în momentul în care zice, domnule, trebuie să mai am 3 angajați? Un angajator, până la urmă, vrea randament, eventual și pe bani cât mai... Puțin, să spunem. Sau să eficientizeze bugetul în PNL. Că tot am pomenit acest termen, da. Exemplu PNL, sună, l-am învățat și eu acum ceva vreme și mi-a dat bătăi de cap. Și contextul pieței acum e mai mult decât dinamic, adică și pandemia și războiul ne-a dus în niște stări emoționale care la un moment dat
Se resimți în... Da, se resimți inclusiv la nivel de conflict sau conflicte. Și până la urmă, un angajator, spuneam, are nevoie pentru randament. Fie că e o companie mică, medie sau mare, mufează oameni sau personal ca să producă până la urmă. Eu am întrebat asta în ideea în care m-aș pune și în pielea celui care își caută un loc de muncă, nu vrea să fie freelancer, nu e pentru el. Și ce sfaturi ai da ca să fie un angajat de succes? Să-și atingă obiectivul, băi, vreau să lucrez la compania asta, mă duc la un interviu, ce trebuie să fac eu ca să-l convinc pe cel care mi-a interviu să mă ia pe mine, deși poate mai sunt doi pe listă? Să ceară salariu mai mic e o soluție? Nu, să alinieze planetele astfel încât să fie un win-win, știi, câștig pe ambele părți. Dar vreau să mă întorc un pic la personalitate, da. Pentru că tu ca angajat, dacă ai personalitatea inversă, nu știu, spre antreprenor, freelancer, îți va fi foarte greu să te modelezi pe termen mediu și lung oricărei companii. Cred că fiecare dintre noi, și de fapt e un studiu recent, unde spune că generația nouă, Z-Y, exact, cea mai nouă generație. Cum sunt numiți acum? Nu mă hazardez să mai pun litera, că s-ar putea să se fi schimbat de când am intrat pe ușă. Toată lumea, sau mă rog, marea majoritate, își dorește să fie antreprenor, sau să fie freelancer. Și cifrele zic că 56% dintre angajați sunt interesați în a fi antreprenori. Problema e că economic sau pus în context nu se poate. Deci, automat, o mare parte trebuie să ducă să lucreze pentru cineva. Și aici intervine adaptabilitatea aceasta pe care voiam să o aduc în discuție, și anume ce trebuie să faci tu, astfel încât să fie un câștig și pentru angajator și pentru mine ca angajat. Ok, în primul rând trebuie să știi, să fii în domeniul pe care... Sau să fii bun în zona ta de exact. Specializare. Dar nu e bine în primă fază să lucrezi la o companie ca să-ți faci mâna, după care... Teoretic da, dar din experiența mea, adică eu așa am început, am lucrat într-o companie, m-am văzut ce-mi place, ce nu-mi place, când am prins oportunitatea am plecat, dar sunt și persoane care până la urmă chiar nu știu contextul corporatist, nici nu interesează, sunt efectiv în zona de eu știu să fac asta, fac doar asta, sunt acolo, livrez, sau persoane care sunt cu spirit antreprenorial. Vreau să fac mai bine, vreau să... Etc. Să fiu din ce în ce mai bun, să rup adică, nori, urmă, să spar targeturi. Corect. Noi când am lansat unde lucrăm.ro, l-am lansat pentru că ceva nu mergea bine și personal mă frustra ca angajator, apropo, mă frustra că lumea vine la interviuri, tot întreabă cine suntem, cum, etc. Noi spuneam cât de bun suntem, ce salarii mari oferim, când mi-aș fi dorit să știe deja lucrurile astea, să le citească pe internet. Doar ne calibrăm la nivel de personalități și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, nu există o cheie a succesului la un interviu. Acum sunt multe povești și de o parte și de alta. Cred că, până la urmă, nivelul de profesionalism va face diferența și... Și îți asigură succesul până la urmă. Poate pune pe masă, fie un job, fie o... Da, tu, Monica, ai avut nopți nedormite din cauza business-ului? Adică ți s-a întâmplat să te trezești la 3 dimineața, să fii așa transpirată, sudată, să spui ce fac, cum o scol la capăt, cum rezolv problema aia? Că asta poate fi un minus în zona de freelancer. 100% tu rezolvi problemele. 100% tu rezolvi problemele, iar oamenii care te susțin din intern. Eu am o companie pe care cred că am păstrat-o foarte mică, raportat la cifra ei de afaceri, ca și număr de oameni mă refer, dar clar că oamenii cu care eu mă consult se opresc la un moment dat din sfat, pentru că nu mai ține de ei și nu mai știu să facă mai mult. Și clar că am avut niște momente, ultimul a fost chiar în 2019, la începutul anului, culmea, nu în 2020, ca toată lumea. Chiar așteptam să-și 2020, da. Nu, eu în 2020 am avut o viață excepțională, pentru că totul s-a mutat în online. Dar în 2019, la începutul anului, am avut un moment foarte important în compania noastră, în care efectiv eu am fost singură, mai ales atunci când ești singur, ca și antreprenor slash freelancer,
pe o decizie, practic nu știi ce să faci și e foarte greu și exact cum ai spus și tu, există foarte mult stres legat de asta. Sau legat de taxe, care, deci eu când vine mail-ul de la contabil, întotdeauna sunt directorul financiar și zic, dar ce este asta? Dar de ce? De ce TVA-ul așa mare? Da! Și de ce impozitul pe profit s-a mutat în luna iunie? Că ăla trebuia să fie martie, de ce plătim de două ori în iunie? Anul ăsta s-a dat ceva, unul a venit în mai, altul a venit în iunie. Eu, efectiv am făcut o revoluție. Iar directoarea mea mereu are calm și mi explică, dar inclusiv la nivelul nostru de astăzi, și când spun astăzi mă refer la, iată, 18 ani mai târziu de la prima mea companie. Nu sună tânăr. Da, inclusiv astăzi mai avem aceste discuții și clar că este nesfârșit de apăsător să fii responsabil pentru lucruri într-un mod atât de singular. Ai avut momente când ai întârziat cu taxele din motiv de... Din fericire sau din păcate, am un director financiar care are un exces de zel fantastic. Și nu te lasă. Noi n-am pățit niciodată nimic. N-am fost niciodată amendați ca și companie. Nu am întârziat niciodată ca și companie, decât în 2020 când am făcut o eșalonare, cum a făcut toată lumea, așa, într-un automatism. Că noi, practic, nu aveam o mare nevoie de ea. Dar am zis, domnule, toată lumea face, să facem și noi asta. Deci, practic, nu am avut întârzieri. În schimb, am avut întotdeauna această surpriză. De câte ori au venit acele documente de la contabilitate, mereu am avut surpriză și am zis, vai, dar de ce e asta? Dar de unde e asta? De ce așa mult? Da. Deci, când vezi că ai niște bani în conturile firmei și când plătești taxele și TVA-ul... Noi ne-am făcut cont separat pentru taxe, încercăm să estimăm inclusiv impozitul pe venit și să nu fim surprinși niciodată. Dar chiar și așa uneori suntem. Care sunt să mergem pe trei sfaturi. Cele trei sfaturi care trebuie să fie de căpătâi pentru cineva care vrea să fie un antreprenor corect din toate punctele de vedere și să aibă și succes. N-aș fi vrut ca discuția asta să fie atât de tehnică. Eu vreau să fiu mai idealistă un pic. Eu am început ceea ce fac dintr-o mare pasiune pentru ceea ce fac și clar că ceea ce fac a luat o formă diferită în timp de felul cum a început. Aș vrea ca oamenii care își doresc să facă antreprenoriat, freelancing, de fapt, că despre asta vorbim în primul rând, să facă asta pentru că nu vor să stea în linii, ca să zic așa, liniile pe care ți le trasează o companie foarte mare, o corporație care are departament de legal, departament de nu știu care, etică. Eu n-am așa ceva. Eu sunt... legalul tău. Eu sunt și legal și CFO și de toate. Bun, și practic aș vrea ca oamenii să facă asta pentru că nu vor să facă parte dintr-un sistem având o contribuție diferită în societate. Dacă văd lucrurile altfel, atunci să facă freelancing și să-și traseze ei drumul lor. Dacă nu văd lucrurile altfel și doar vor să facă o formă mai mică a unui serviciu care există deja în sisteme mari, sfatul meu este să nu facă asta, pentru că este teribil de greu și nu merită efortul la sfârșitul zilei. La sfârșitul zilei, dacă ești freelancer și câștigi 2500 de euro pe lună în loc să câștigi 1000, oricum cei 1500 diferența de 1500 pleacă pe conta, pe trei chestii experimentate pe care le faci, pe birouașul pe care trebuie să ți lei, echipamente pe care nu ți le mai pune compania la dispoziție și trebuie să le amortizezi în decursul unui an. Deci din punctul meu de vedere, freelancing-ul ar trebui să fie casa oamenilor care sunt foarte inovatori, creativi și vor să facă un pionierat. Atât. Restul, din punctul meu de vedere, ar trebui să se bucure de sistemele care sunt deja create, de faptul că cineva le plătește asigurarea de sănătate, taxele la stat și să și se... Și la terminarea programului, la 5, se pot vedea liniștiți cu prietenii la o bere, exact, că gata, da. Începe viața lor de după muncă. Vreau să se noteze că eu termin între ora 21 și 02, de luni până joi inclusiv. Niciodată n-am terminat mai devreme de 9 seara. Și vinerea, ce faci? Vinerea institui regula familiei până luni dimineață. Ai ajuns la performanța asta. Asta înseamnă o maturitate până la urmă, da, a ceea ce faci tu. Da. Dar de când se întâmplă treaba asta cu vinerea? De 3 ani maxim. Deci 15 erai la program non-stop. Oho, și încă cum. Și nu există când ești, de exemplu, angajat,
dacă te-ai îmbolnăvit, sun la serviciu, primești un concediu medical, ți-ți dă medicul de familie hârtie, pe când cred că un antreprenor nu prea are cum să se îmbolnăvească, nu are voie să se îmbolnăvească. Nu. Pentru că dacă el s-a îmbolnăvit, e o problemă cu... Eu am dat mail-uri din postoperatoriu la ambele nașteri. Da. Avantaje și dezavantaje. Voiam doar un pic să o contrazic. Sigur, pe Monica. Abia așteptam. Exact. Tot din proprie experiență bună, rea. Perfect de acord. Ca freelancer sau antreprenor trebuie să faci lucruri diferite, altfel nu te apuca așa. Doar că nu poți să le faci dacă nu intri în sistem și lucrezi cu sistemul. Expresia al ei ca la Ploiești. Adică încerci să câștigi sistemul fiind în el. Eu, de exemplu, nu reușesc, adică nu poți să schimbi mentalități, etc., decât dacă urci sau cobori un nivel, depinde unde să te situezi ca discuție, și încerci să schimbi ceva în sistem, dar fiind acolo, în el, adică să lucrezi cu el. Dacă încerci să-l dai la o parte de tot, doar pentru că vrei să faci lucrurile diferit, pentru mine n-a mers, adică nu... Clar, nu. Și dezavantajul mare e că s-ar putea la un moment dat să intri în zona de angajat, să spunem. Acum că sunt în sistem și fac parte din sistem, mi-e bine. De ce mai schimb? Și un întreg vârtej. E confortul ăla după care exact, tânjim toți și angajatul îl primește. Da, eu nu am văzut lucrurile așa pentru că eu nu le-am trăit așa. Eu am fost angajată atât de puțin încât nu am trăit lucrurile așa. În schimb, evident că... Ce ai făcut înainte să fii antreprenor? În ce domeniu ai lucrat? Eu am vrut să mă angajez în publicitate pentru că mie mi-a plăcut dintotdeauna zona asta de jurnalism, media, și aveam un prieten foarte bun care avea... Eu n-am fost la niciun interviu niciodată, am fost angajată așa pur și simplu. Și acest prieten foarte bun, una din facultății pe care le urmam, că am făcut două dată, era comunicare și relații publice, și omul ăsta avea o agenție de publicitate. Și mi-a zis, vrei să vii să lucrezi la agenția mea de publicitate? Eu eram în anul 3. Și eu zic, da, mi se pare senzațional să vin să lucrez la agenție de publicitate. Eu imaginându-mi că o să particip în mod creativ la spoturile TV, care au foarte proaste pe vremea aia. Nu, că ar fi... Acum că suntem noi, mai sunt unele drăguțe pe care putem să le povestim mai încolo. Fără nume. Și când m-am dus acolo, am început să fac următoarele lucruri: tulburi spectrale în mall, etichete de vin și multe alte lucruri care țin de producție publicitară. În niciun caz de creație. Clasică. Nu de producție publicitară video, media în forma ei video. Practic, noi făceam producția publicitară în forma ei clasică. Bannere, outdoor, indoor, tot felul. Și eu eram un key account care, practic, gestiona niște conturi alături de alți key accounts. Și am intrat așa într-un concurs cu ceilalți, pe care în vreo 11 luni am depășit pe toți, din motive destul de subiective, trebuie să recunosc. Și, efectiv, m-am dus să lucrez undeva, să-mi trăiesc visul, dar am aterizat în a trăi cu totul altceva decât visul meu. Și atunci m-am dus la bunul meu prieten și am spus, măi, nu este chiar compania la care eu mă așteptam să lucrez și nu este chiar ceea ce visam să fac. La un moment dat colantam mașini pentru grădinița la care sunt copilul morar astăzi. De asta zic, adică e foarte important și care este așteptarea versus ce se întâmplă. Apropo de interviuri și de oameni și de scalare, motivul pentru care eu nu reușesc să-mi extind suficient echipa este pentru că oamenii se uită pe Instagram și văd ce facem noi și vor să vină. După care vin și văd ce facem noi de fapt. Și își dau seama că... E prea mult pentru ei. E multă muncă. Ei vor să fie comozi. Nu se poate atâta agitație. Asta ce ziceam de angajat și de gradul de, sau zona de confort, care e păcătos. Da. E păcătos. Păi, cred că ăsta e un mare avantaj și aici cred că e unul din cele mai mari avantaje în zona de freelancing, că nu te lasă să intri în zona de confort. Pentru că nu ai cum să fii. Nu e diferența între un câine de vânătoare care vânează ca să supraviețuiască versus un câine care stă într-o familie, primește zilnic mâncare, apă, e spălat, îi poartă altcineva de grijă. Știți că e acum un trend, așa să spunem, conceptul acesta de quiet firing. Oh, nu știam de asta, cum se face? Gen, ești angajat. Da. Dar nu-ți mai place, nu mai ești mulțumit cu etc., dar stai.
Adică nici nu... muncești doar cât trebuie, cât să nu fii nevoie să dai asta. Da, există de mult. Timpul trece, leafa merge. Adică este, este în cultura noastră corect, permanent. Da, bună observația. Dar e global, acum e dus, e așa, la poate chiar piaristic, e the spotlight, cum se spune. Dar e exact zona asta de confort de care ziceam, care e păcătoasă pentru oricine, adică și pentru tine angajator și pentru tine angajat că nu te se mai... Se încurcă unii pe alții, exact, efectiv. Dar ce facem cu familia? Că ai 19 ani, termin liceu, poate faci o facultate, poate nu o faci, și la un moment dat tu spui, domne, eu vreau să-mi deschid propria mea afacere, și vin părinții și zic, cum mă, du-te și angajează-te, fă ceva, ca să ai un serviciu, o carte de muncă, să-ți faci tu un credit la bancă, să-ți iei o casă. Cum reușim să schimbăm și mentalități? Că aici e vorba, de multe ori, suntem genul de societate care alegem o carieră și o meserie și în funcție de ce vor părinții să ne facem. Că n-avem curajul să ne rupem nu de... Nu sunt în măsură să răspund, că am fost foarte rebelă, din punctul ăsta de vedere. Se văd și rezultatele pe cei 18 ani, că de-aia, până la urmă, ne întoarcem la ce ai spus tu, e vorba de personalitate. Dar ce facem cu cei care și-ar dori să facă ceva, ce îi sfătuim, de fapt? Și-ar dori să urmeze o zonă mai curajoasă, dar vine mama și zice, nu, fă-te popă, că, uite, primești prosoape, primești bani, fă-te avocat, fă-te doctor. Da, uite, că și tai că tu e popă și o să... Nu mai zic, e notar, e mama notar, păi preiei notariatul. Sau e mama medic stomatolog, tu nu vrei să faci asta. Și ajungi să faci, trec niște ani, îți dai seama după vreo 10 că faci treaba asta rezonabil, dar nu e pentru tine. Cum facem să evităm situațiile de genul ăsta? Ce i-am sfătui? E foarte, și m-aș hazarda să dau recomandă. Răspund eu. Din propria experiență. Dar pot să completez după ce spuneam. În primul rând, eu... conform a ceea ce au proiectat părinții mei pentru mine, ce sau cel puțin mama, trebuia să merg la Institutul de Științe Economice la Iași, pentru că era aproape de casă, eu fiind din Bârlad. Eu am spus că vreau să merg la București și că acolo o să încerc la 4 facultăți, nu la una. Principala mea opțiune era jurnalismul, la care am intrat cu taxă și părinții mei nu au fost de acord să rămân. Și prin urmare am făcut nu facultatea pe care mi-o doream, ci alte două, pe care nu pot să zic că nu mi le doream, dar nu mi le doream la fel de tare, deși avea un sediu mai frumos decât jurnalismul, care era la Leu, acolo, la etajul 6, scade tavanul în cap. Nu contează, ăla era visul meu. Deci primul vis a fost pulberat. După care s-a întâmplat ceva foarte interesant, părinții mei au renunțat să mai îmi spună ce să fac, probabil că având și o personalitate destul de clară în sensul în care... Obosit. Exact. Și, într-adevăr, pentru mine a fost mai ușor ulterior, cu mici sfaturi pe alocuri, dar foarte non-invazive. În schimb, am în mediul apropiat avocată cu barou, care este make-up artist astăzi și care a pierdut vremea făcând acea facultate și dând un examen extrem de greu, care se obține foarte greu ca și rezultat, ca ulterior să-și facă, de fapt, meseria pe care și-a dorit-o ea fără niciun fel de studii, pur și simplu. Și o face și foarte bine. O face foarte bine și o face și astăzi, este un make-up artist cunoscut. Și nu doar ea, sunt multe alte exemple care mie îmi spun așa. Având copii, pot să vorbesc despre asta. Cred că trebuie să ne despărțim de această tradiție, de a încerca să proiectăm ceea ce ne dorim noi pentru copiii noștri. Iar eu n-am reușit în fotbal, vreau să fac pe filmul fotbalist, deci am auzit vorba asta. Exact. Deci frustrările noastre sau nereușitele noastre sau chiar reușitele noastre nu trebuie să se reflecte în ei. E foarte greu de pus în practică, sunt convinsă. Iar cei care sunt deja sub auspiciul acestor directive de la părinți, eu cred că ar trebui pur și simplu să fie ca mine așa. Rebeli. Pentru că mai devreme sau mai târziu vor ajunge la drumul pe care ei și-l doreau și contează dacă e mai târziu decât mai devreme, pentru că e timp pe care puteai să-l adaugi progresului tău. Orice timp în care tu nu progresezi este un timp pierdut din punct de vedere profesional, într-o viață personal, care și așa ne învață să tot progresăm profesional până pe la 60 de ani. Adică ăștia vor să muncim toată viața, efectiv. Mă și gândeam, eu am 40 de ani, cât mai trebuie să mai muncesc? Vezi, de pe la 40 de ani începi să te gândești la pensie și mie mi se întâmplă același lucru. Dar cât de importantă e într-o viață de profesională facultatea?
Că asta e o altă discuție. Exact asta voiam să spun. Minunat. Deci eu am ajuns la Politehnică în aceeași clădire, Leu, de care spuneam Monica. Deci ai făcut electronică? Nu, am făcut inginerie economică în limba germană, care e și jos, e și acolo în Leu. Dar am dat examen acolo și când am văzut că există și facultate de jurnalism și cred că era și ceva cu științe politice unde ai mei voiau să intru, am clacat în sensul nu se poate așa ceva într-o facultate tehnică pe care eu mi-o doream, nu știu de ce, probabil eram sau sunt o fire mai analitică, dar am intrat la Politehnică 5 ani. Dacă mă întreb și tocmai m-a întrebat cu ce m-a ajutat, știu că am terminat Politehnica cu un conflict. Nu am fost deloc împăcat cu ideea că am avut un 5-6 pe linie acolo, pentru că întotdeauna am tras cât a fost minimul, nu mă interesa mai mult. Și apoi, în ultima fază, la licență sau cum se spune, am vrut să iau și mai mult. Și nu se pupau, că trebuia să ai o diferență foarte mică între note. Între note, exact. Ceea ce mi s-a părut, ăsta e sistemul, ok, trebuie să-l schimbăm. Adică nu exista... Ce legătură au examenele exact din anii de facultate? Și ce voiam să zic, că eu acum am ajuns în zona în care coordonează o companie, teoretic nu are nimic de a face cu Politehnica, cu rezistoare, condensatoare, chiar și cu limba germană, să spunem. Poate doar dar, dacă site-ul, platforma ajunge și Germania. Și a ajuns în Germania? N-am ajuns în Germania. În lista celor 14 țări. Suntem în Europa Centrală. Sau în Elveția, unde se vorbește germană. Da. Aș contrazice aici, nu e germană acolo. E cu tot o altă limbă. Are soț elvețian, deci nu... Sunt elvețiangă. Foarte bine. Și e germană? Nu, e un dialect așa. Exact. Nici în Austria nu se vorbește germană. E acolo e germană, da. Dar e cu accent. Dialect. Așa. Însă, Politehnica, la nivel de structură, de gândire analitică și etc., mă ajută foarte mult în zona de business, și anume să nu fiu antreprenorul ăla care se duce în zona de risc, să gândească un pic lucrurile pragmatic. Să înțelegi un Excel? Să înțeleg un Excel, exact. Pentru că din punctul meu de vedere, sau mă rog, experiența mi-a arătat că cele două nu trebuie să excludă, din contră se completează. Știu foarte mult și am prieteni foarte mulți care au business-uri, se duc foarte mult în zona de risc și apoi nu dorm noaptea că ok, asta trebuia să o anticipez. Cum ai spus tu cu contul de... Da. E genial, deci asta e prima oară când o aud, pentru că da, și eu văd taxele alea și chiar vreau să zic, e foarte ok că cineva challenge-uiește sau provoacă sistemul, în sensul, chiar dacă el e, să zicem, bun, dar îl provoacă, băi, dar de ce aici și iar dublu, parcă e, adică anumite lucruri trebuie provocate constant. Pentru din că, semnele de întrebare ies schimbările. Exact, de acolo ies schimbările, chiar dacă sunt mici, acum mici, așa mai departe. Altfel, dacă toți ne aliniem unui sistem, chiar și bun, perfect. Gândiți-vă la sistemul chiar elvețian sau german, nu știu. Țele nordice. Lucrurile sunt liniare. Care sunt simplă din punctul ăsta de vedere. Dar nu am luat o razna dacă ar fi așa? Da, clar că noi n-am putea să trăim așa. Adică suntem destul de latini. Italienii încearcă de mulți ani, au mulți ani în fața noastră și nu le-a reușit nici până în ziua de azi. Nu, pentru că la origini... Da, revenind la zona de facultate, ocupându-ne de platforma asta, cât de mult doresc angajatorii să aibă angajați cu facultate, chiar dacă nu e neapărat nevoie pe postul pe care angajează să fie o facultate. Nu vorbim de medici și da, clar. Facultăți care te specializează și profesii pe care nu ai cum să le faci fără o facultate. Știi cum e? Platforma noastră e în zona asta de profil cu facultate cel puțin. Adică nu e în zona cealaltă de blue collar, cum se spune. Da. Nu știu, Horeca... Instalatori, cu toate etc. Unde acolo putem să agrem că contează specializarea sau freelancing-ul specialist. Sau specializarea la locul de muncă, pentru că școli profesionale nu mai există sau sunt... Dar angajatorii îți pot spune, se uită la facultate, adică e un flavor așa pe care îl dai studiilor sau, mă rog, personalității tale, ai și facultate, nu știu, jurnalism, politehnică,
Contează, chiar contează în ochii contează, lor. Adică n-aș vrea să fiu ipocrit. La facultate cu licență sau fără, că ai și aici un detaliu. Nu. Facultatea înseamnă licență. Da, nu poți să spui că ai făcut o facultate dacă n-ai dat licență. Da, adică sunt mulți care spun, doar am mai luat și licența. Și atunci cum facem? Dar așa este. Aici aveam să punctez și da, facultate cu licență, dar pentru că asta nu vreau să fiu ipocrit, sunt multe lucruri pe care le înveți în facultate. Adică... Nu neapărat. Faptul că știi că înveți drumul până la bibliotecă, eu le zic tuturor, domnule, dacă înveți drumul până la bibliotecă într-o facultate, nu te-ai dus degeaba, 3 ani, 4. N-am spus că sunt și aplicabile. Adică înveți, nu știu, mă uit strict la exemplul meu, adică dacă iau, nu știu, o priză, să spunem, sunt conștient că în priza aia nu pot să bag foarte mult, foarte mulți consumatori, să spunem. Acum că mergem în de ce, cât are, ce valori sunt, etc., deja sunt lucruri pe care nu le-am mai aplicat și nu cred că le voi mai aplica, dar e un fel de înțelegere, altfel decât vin cu un, nu știu, gândiți-vă, construiți o casă și aveți nevoie de o priză 380 sau nu știu cât este, băgați un mini tractor în priza normală. O să explodeze. O să nu rezistă fire. Dar asta înțeleg și eu fără să... Da, un... uite, pe tine, Monica, cât de mult te-a ajutat? Da, să presupunem că n-ai făcut facultatea. Nu două, niciuna. Ai fi fost aceeași Monica 100% Munteanu? 100% da, pentru că asta vreau să spun. Practic, vorbind despre ce skills-uri necesită o meserie, eu cred că acești angajatori care solicită facultate ar trebui să știe că unul din cei mai performanți oameni cu care eu lucrez nu a terminat facultatea. Un om pe care eu am ales să-l angajez și care îmi acoperă un procent foarte mare din nevoile companiei, care nu sunt mici. Și atunci explicația mea ar fi următoarea. Sunt anumite meserii care au nevoie de skills-uri native. Eu am niște skills-uri native. Sunt un comunicator bun, știu să mediez orice formă de conflict, știu să găsesc o limbă comună cu orice tip de om, de la cel mai puțin educat în sisteme sociale până la cel mai educat în sisteme sociale, de la cel mai bogat până la cel mai puțin bogat. Și atunci, aceste skills-uri sunt ceva ce eu aveam dinainte să ajung în acea facultate, pentru că eu eram cea mai populară și în liceu. Eu am fost Miss Popularitate, Miss Ce Vrei Tu, eram... Erai acolo. Acolo eram, exact. Aveai eșarfa de asta de înainte să mă duc să fac studii europene, relații internaționale și comunicare și relații publice la Universitatea București. Ceea ce mi-a adus mie Universitatea București este minimal. Și iarăși aici vorbim despre diferența și profilul acestor facultăți. Eu am făcut niște facultăți umanistice, care în afară de niște repetiții a istoriei pe care am învățat-o oricum și în liceu, și un pic de artă, care era foarte drăguț profesorul meu de artă, dar asta e tot ce mi-amintesc, nu mai știu cu tablourile alea nimic, nu prea mi-a dus mare lucru în plus. Am încercat eu să învăț italiană și spaniolă în același timp și a fost un fail total. Știu câte un pic din fiecare, niciuna academic. Adică ai fi învățat la fel de bine cât te la telenovele spaniolă, de exemplu. Nu, e gradul de absorpție a unei limbi străine după 18 ani este cu totul altul decât ce am învățat eu la mine la Bârlad, la Gheorghe Roșca Codreanu. Eu în clasa a 5-a vorbeam engleză, franceză, germană și latină. În clasa a 5-a. Deja la școala generală. După niște ani? În clasa a 8-a, deja... Ei, Sitacuesis, filozofus Ramunesis. Adică o dicere, la mine atât a rămas din... Da, dar în orice caz, este foarte debatable asta cu sistemul școlar, dar eu insist, deși am spus toate lucrurile astea, că școala este necesară. Este necesar ca un om să treacă prin toate școlile, până la... acei 21-22 de ani, ar trebui ca oamenii să facă lucruri care îi pot ajuta în formarea lor. După, toate MBA-urile, toate cursurile și așa mai departe sunt limitless și timeless. Adică soțul meu chiar vara viitoare urmează să facă un nou, nu știu ce. Și ok, poți face oricând. Eu am făcut cursul de impresarial la un moment, dacă m-a obligat legislația să fiu impresar. Și am mers la Ministerul Culturii, unde mă cunoșteau absolut toți profesorii, studenții, și stăteam acolo cot la cot cu ei și
învățam lucruri pe care le știu pe de rost. Pentru că ăsta e sistemul. Dar, real, nu vreau să descurajez școala. În schimb, cred că, totuși, la nivel de platforme care au acest filtru al studiilor superioare, că ele așa se și numesc. Ceea ce, iarăși, mi se pare, de ce studii superioare? Și cred că, la un moment dat, studii superioare poți să ai, dacă lucrezi 5 ani în domeniul ăla și o faci bine. O validare mai mare în zona de marketing, depinde de exemplu. Depinde foarte mult de domeniu, pentru că, iată, ceea ce povestește el este dintr-o zonă în care, dacă nu ai facultatea respectivă, nu ai ce să cauți. Clar, nu poți să devii medic și să nu și ai facultate de medicină. Sunt câteva meserii ca a mea, care merg pe exemplul dat de mine, dar majoritatea meseriilor au nevoie și de teorie și de practică studențească. Jurnalismul nu văd o meserie care îi trebuie neapărat o facultate de jurnalism. Depinde câtă eseistică ai făcut în liceu. Eu am făcut foarte multă și aș putea să fiu un jurnalist foarte bun. Ce ai făcut? Eseistică, tot felul de compunere. Da, acum am... Cu asta mi-a plăcut reacția. Vezi ce înseamnă un om care are un profil real? Da, e interesantă combinația, mi-o place. Nu, dar am fugit și acum, deci mi-a apărut așa, faceți o compunere despre iarna etc. Eu am rămas cu chestia asta, care e un coșmar pentru mine, să mă pui să... Dar așa e și examenul de jurnalist, că eu l-am dat și știu. Era, e o probă de creativitate, da. Se numește. Da, proba de creativitate conține un obiect sau o instanță foarte scurtă, gen o frunză. Și acum vreau să aduc în antiteză ceva. Hobby-ul meu din ever, de când mă știu, e să fac reclame. Fantastic. Pentru, nu știu, TV, radio, etc. Adică vorbeați voi mai înainte că da, anii de reclame, 90-2000 erau cum erau reclamele. Acum eu sunt în postura în care pentru companie trebuie să facem reclame. Chiar suntem la Zucu ceva, dacă nu mă înșel. Înnebunesc când văd că e un standard pe care trebuie să-l aplici ca să iasă reclama bine. Adică foarte, foarte greu rezonez, pentru că pentru mine reclama trebuie să fie wow, trebuie să mă ții minte, trebuie să fie smart, trebuie să... Să aibă și o glumă. Să aibă și o glumă, trebuie să fie și profi, adică sunt multe, multe chestii și deja m-am pierdut și probabil de aia nu lucrez în... Zona de publicitate. Zona de publicitate, că vreau prea multe, probabil. Și... Da, rămânem puțin în zona de învățământ. Școala credeți că ar trebui să încurajeze mai mult pe cei care sunt la vârsta adolescenței și puțin mai mari să se ducă spre zona de freelancing? Sau să-i... Da. Sau să-i, pur și simplu, să-i descopere pe cei care au abilități de genul ăsta și să îi încurajeze să urmeze calea asta? Face... Da, e un... Cred că aici, de fapt, e un pic de mare problemă a sistemului nostru. Da. Că lipsește chestia asta. Sau lipsește să fie un pic dus să mai în lumina reflectoarelor. Adică... Pentru că mi se pare că școala ne pregătește să fim niște angajați buni. Exact. În niciun caz. Adică să fim aliniați pe unde e Shelly acum? Care da. O să ne spună și că nu s-au mai schimbat manualele de nu știu când. Mie îmi place foarte mult ce a spus el regat de învățământ și discuția este foarte amplă. Dar răspunsul meu e același ca lui. Da, școala ar trebui să încurajeze oamenii să aibă încredere în ei. Cel mai bun performance vine din încrederea în tine. Este atât de simplu. Uneori încrederea în tine prea mare poate să genereze și fail foarte mare, clar. Dar într-o măsură extrem de mare, încrederea pe care sistemul, oamenii din jurul tău ți-o dau în tine, te ajută să performezi. Eu întotdeauna mă opresc să spun oamenilor cu care lucrez, influencer care execută campanii, colegi cu care lucrez, bă, ce bine ai făcut chestia asta, bravo! Noi uităm să mai facem chestia asta. Iar și chiar că noi ai făcut bine, înveți până la urmă. Pentru că noi îi imediat cu biciul. Adică, cum am zis, am lucrat în corporații, trebuia să fii la dungă, adică, ok, ai greșit... Meeting. Da, să nu se mai întâmple. Exact, meeting. Noi te iertăm acum, dar data viitoare... Iar sistemul nostru, practic, are elevii de 10 și după și e nimic. Da, eu am fost elev de 10 pentru că puteam să nu fiu nimic altfel. Nu exista încă ceva după. Dar uite, eu o chestie de care sunt foarte curios și fiind în zona asta de angajatori, câți dintre, există statistici care să ne spună, domne, șefii de promoție, ăia
posesorii de coloniță, care din clasa 1 până în clasa 12-a, și în facultate, au fost șef de an și magna cum laude, cum vreți voi. Câți dintre ei ajung să fie, ulterior, liderii din viața reală? Îmi pun întrebarea asta și mi-am pus-o constant și îți spun și de ce. Eu am fost în liceu și în facultate, acolo în linia de jos a notelor, voit, nevoit, etc. Și am urmărit la un moment dat, băi, dar la unde s-a angajat, la ce face ăla? În zona ta de, de colegi. Exact, adică știi cum e, te uiți cine a ajuns la Microsoft, cine a ajuns la... Asta e ideea. Șeful de promoție e liderul, freelancerul sau este de fapt angajatul model? Nu, n-am niciun exemplu pe care să-l dau unde primii 10, să spunem, din oricare învățământ, fie că e gimnazial, liceal sau superior, să fie un... inovator, un... Nu neapărat, adică inovator cred că suntem cu toții, dar să fie un lider pe care să-l văd și să îl văd, nu știu, coordonează, a impus ceva, adică toți sunt angajați, ceea ce nu e rău, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar sunt angajați pentru că știu să respecte norme. Că, de ce am văzut întrebarea asta? Pentru că asta e dovada cea mai clară, că învățământul românesc, de fapt, ne pregătește să fim angajați, în niciun caz freelanceri. Da, 100%, da, așa este. Nu ne încurajează, pentru că dacă liderii, vârfurile celor 12 ani de școală versus ulterior și anii de facultate ajung într-o majoritate covârșitoare să fie angajații model, e clar că freelancerii... Nu este promovat. Încă o dată, nu zic că e rău bine, dar nu e promovat. Pentru că, de fapt, dacă ar fi promovat, ar fi mult mai multe idei pe masă, ar fi mult mai multe, subiecte pe care să le discutăm, dar nu în normele de care spuneam. Mă uit acum la proiectul pe care îl avem noi, unde lucrăm, în România și în alte țări. E foarte polarizat și foarte provocator. Adică noi avem, gândiți-vă că angajații dau anonim feedback. Angajatorii, primul lor contact, ok, poate acum este mai puțin cazul, dar la început erau cu casele de avocatură pe noi. Nu ai voie să zici de noi, nu. Până în loc să încerce exact, să-și îndrepte greșelile, exact, să vadă exact, feedback-ul ăsta negativ ca pe exact. Un bine, că până la urmă eu îți fac un bine și îți arăt unde ai greșit. E fix ce spuneam mai devreme, departamentul de legal, departamentul meu preferat, care nu are nicio legătură cu umanitatea. Da. Și ăsta e un punct de vedere. Dar până la urmă se schimbă lucrurile, asta încerc să spun. Foarte greu, adică orice ține de educație e... intri într-o altă generație ca să vezi că l-ai schimbat sau nu, dar e super, super rewarding sau așa. Să vezi că totuși reușești să schimbi ceva pe durata vieții noastre, care la nivel de istorie este extrem de mică, e minuscă, că noi suntem o parte mică rău din tot ce înseamnă. Da, dar încerc să o schimbi cu tot cu sistemul, asta încercam să spun, pentru că noi avem angajați acum, angajați pe care îi încurajăm să nu stea în normele de care ziceam eu a treia oară când o spun, să aibă tupeul să zică că nu sunt ok, să aibă tupeul să zică vreau mărire de salariu, să aibă tupeul să zică, nu știu, Costin, hai să facem altfel asta, sau you're wrong, you're totally wrong, e super ok. Dar și ăsta cu mărire de salariu, uite, este angajat. Când e momentul să cer mărire de salariu? Sunt de 5 ani, să zic, într-o companie, nu am avut nicio mărire niciodată, performez, când, să-ți sfătuim când trebuie să ducă el să dea cu pumnul masă, să ceară, domnule, vreau și o mărire de salariu. Da, de obicei un standard așa impus chiar de corporații, odată pe an ai o evaluare și ai o adaptare a salariului tău, 3%, 6%, 10%. Tu, Monica, când ai mărit de salariu? Eu am mărit salariu acum odată cu creșterea inflației și am considerat să fac o mărire pe care am discutat-o cu directorul meu financiar și care a fost nu cea mai mică, adică n-a fost o mărire de 10%. Și am mărit pe orizontală în tot birou, pentru că eu am un birou mic unde informația circulă în mod absolut inevitabil. În schimb, sistemul meu este
unul care nu poate fi dat exemplu, pentru că este sistemul unui freelancer, care face ce vrea el. Da, dar e bine de știut că am avut exemplu corporației. Am bonusuri de Crăciun, dar clar, și de Paște. Da. Încerc ca bonusul să fie măcar 50% din salariu, nici de cum o sumă modică. Am un team building pe an în afara țării, cu toată compania, cu cheltuielile plătite integral pentru toată lumea. Unde aplicăm? Mai locuri. Unde ai făcut ultimul team building? În Dubai. Asta e că știu, bravo, corect. Bun. Și anul ăsta facem unul și luăm un influencer cu noi de data asta, ceea ce va genera, desigur, diverse alte discuții pe baza faptului că am ales un influencer care să meargă cu noi, pentru că ei sunt mai mulți, nu e unul singur. Dar, și nu se supără ceilalți? Ba da, dar eu sunt freelancer, eu fac ce vreau. Dar ce recomanzi unui angajat? Să aleagă o companie multinațională mare cu 100%. Sau să aleagă o companie mică, uite, cu un fost freelancer, că nu mai, nici Monica nu mai e un freelancer, dar o companie mică, mult mai dinamică, în care interacționezi personal cu patronul, owner-ul, versus o multinațională unde ăla de sus de acolo nu știe cine ești tu, că de unde să știe el, că el mai are încă 37 de teritorii. Deci eu personal, lăsând la o parte orice teorie și așa mai departe, recomand compania mică. Unde, unde să aibă interacțiune cât se poate cu oricine și să fure, cum ar veni, din tot. Nu va intra într-o zonă de disciplină neapărat sau educare de asta din punct de vedere de disciplină. Asta poate să facă imediat după, nu știu, după 2 ani, să spunem, într-o corporație, ca să lovească. Ca să înțeleagă militaria. Corporațiile sunt niște unități militare, pentru că nu se spune nimeni, dar ele sunt de multe ori mult mai rigide și mai stricte decât este în zona militară. Evident. Au rolul lor. Altfel adică nu poți să ajungi la nivelul ăla fără disciplină. Exact. Și după un timp, iei decizie pentru tine. Adică iei decizie, că ne întoarcem iar la funcție de personalitatea ta. Cum îți e ție mai bine? Să stai într-un sistem mai rigid, mai nerigid, mai... Dar eu aș începe de la companie mică. Și mi se pare mai bine o companie mică, chiar dacă pare mai nesigură, că până la urmă te știe... Gândiți-vă... Interacțiunea personală. O persoană care termină acum jurnalismul și vine la tine... Eteze 100.000 de ori mai bine decât dacă se duce la linjie. Normal. Pentru la că... orice monstru din ăsta. Da, așa este. Clar, la nivel de învățare rapidă, microsistemele sunt mult mai prietenoase pentru învățarea rapidă. Problema este că aceste două sisteme sunt atât de diferite, iar eu știu asta foarte bine pentru că stau cu celălalt sistem în casă. Ca să spun așa, adică soțul meu este cel mai corporate posibil. Nu okay. există. Este... Și are un CV impresionant. Și are și un CV impresionant de care nu o să vorbim acum, că exact. I'm the star today, not him. Așa, dar ce voiam să spun este faptul că clar sunt două lucruri foarte diferite. Ideea lui de a le experimenta pe ambele înainte să-ți dai seama unde te potrivești cel mai bine este absolut minunată. Doar că eu cred că alegerile sunt făcute într-o dinamică foarte imprevizibilă. Nu prea poți să calculezi în viață că o să stai 2 ani la compania Monica și pe 2 ani o să ai curajul să pleci la compania Monica și să te duci la McCann PR. Nu, poți să stai toată viața la compania Monica. Poți să rămâi Monica. Toată viața la compania Monica pentru că ești fericit acolo. Sau poți să te duci mai întâi la McCann PR și să nu pleci niciodată de acolo spre compania Monicăi. Nu fac recrutări de la voi, McCann PR. Și nici reclamă. Putea să fie orice alt nume. Mai spune una și gata. Sau... Da, dar ca idee, clar, mi se pare foarte interesant ce a propus el. Nu știu dacă e doable, dar dacă ar putea tinerii care sunt în proces de formare și care nu știu ce să-și aleagă, să meargă pe microsistem și după pe macro, mi se pare fantastic. Eu n-am avut niciodată experiența macrosistemului și am o listă mare de lucruri pentru care nu aș fi ales niciodată un macrosistem, dar înțeleg necesitatea pentru că, așa cum a început discuția noastră de foarte comun acord, este o chestie de personalitate proprie. Da, și până la urmă noi trebuie să informăm, atât. Da. Sunt oameni departe... care sunt fericiți from 9 to 5 și care nu înțeleg de ce sunt alții care se agită from 9 to 9. Sunt oameni care nu se pot trezi dimineața și atunci își aleg meserii care nu... Da. Cer să fii de la prima oră în... Da. Adică nu te faci, de exemplu, lucrezi la o fabrică... Trebuie pe cuza cum a fost pentru el matinalul. Da. Mi-a plâns în continuu. Nu te angajezi la o fabrică de pâine sau te faci șofer de autobuz dacă tu știi că nu te poți trezi dimineața. Corect. Că vei fi nefericit vreo 300 de dimineți pe an, cel puțin. Și atunci nu e în regulă. Dar
cum facem când suntem angajați? Avem nevoie de mai mulți bani, n-avem curaj să o luăm pe drumul propriu, dar ne gândim să ne mai luăm un job. Cum e cu part-time-ul ăsta? Și cum e în România? Există și job de acasă. Am văzut eu în căutările cuiva care lucrează la mine. Căuta job de acasă. Există și asta, call center, poți să faci de acasă, nu? Sau... Bine, acum e, cred că majoritatea companiei, de fapt, cred, sunt, știu sigur, oferă și un sistem hibrid sau un sistem doar de acasă, pentru că sunt mulți angajați care nu vor să mai lucreze decât de acasă. E, aici la fel, eu, și vreau să descriu un alt larg, subiect, da, pe zona asta, că mi se pare că zona de confort cu lucratul de acasă merg mână-mână. Adică intri mult prea mult într-un confort... Da, dar încă o dată depinde de personalitate. Adică eu o iau razna dacă lucrez de acasă, recunosc, dar sunt colegi care se simt și sunt super productivi, adică nu pot să le zic nimic sau nu n-ai ce să le reproșezi, exact, pentru că funcționează foarte bine treaba. Dar ca să mă întorc la întrebarea ta, până la urmă știi cum e, ține de nevoile fiecăruia dintre noi în a avea un... o remunerație astfel încât să ne satisfacă aceste nevoi și evident fiecare dintre noi apelă la un part-time sau un alt job care sincer nu știu dacă ar avea alt motiv să-l practicăm între ghilimele, adică de ce aș face un alt job? Poate că să un testezi hobby, poate... o altă organizație și lucrezi de la 9 la 5 la o corporație și pe care de la 6 te duci la o firmă mai mică și vezi cum funcționează. Adică eu am lucrat așa, corporație și business-ul pe care urma să-l lansez în paralel, dar aveam o motivație. Un obiectiv ca după aceea să... corporația oricum devenea, da, clar, silent era. Firing. Dar eram, exact. Corect, dar eram pe zona de... cum îi spune, zona de confort din punct de vedere salarial, pentru că dacă... Nu mergea afacerea... Exact, era... Uite, asta e o altă variantă. Nu devii antreprenor din prima sau freelancer, îți păstrezi, trișezi oarecum, că e o formă de a trișe asta, îți trișezi angajatorul, pentru că clar nu mai ești dedicat 100% lucrului pe care trebuie să-l faci la el, sau poate nu, poate greșesc, vezi cum funcționează, rămâi într-o zonă sigură un an de zile, după care, când ai dat drumul la afacere, te duci 100% dedicat. Da, ce voiam să zic este că, pentru mine, sau cel puțin din ce am văzut în piață, e despre cât aș mai putea câștiga sau ce cât pot câștiga. Și vreau să vă zic un lucru, nu știu, poate nu vă este cunoscut, ce facem, unde lucrăm. Unde lucrăm încurajează toți angajații să-și publice salariile pe platformă. Și sunt sute de mii de salarii, anonim, evident, pentru că salariul tău ca angajat este, de fapt, al tău, nu e al angajatorului. Deci mai bine la mine, se știu. Da. Foarte bine. Păi, sunt multe companii care îți impun să semnezi un contract de confidențialitate prin care nu ai voie să-ți... Da, dar informația e a ta, e GDPR-ul tău, dacă vrei, e data ta personală. Corect. Angajatorul, chiar prin lege, e obligat să nu divulge date despre salariu, etc. E un subiect, iar separat cu acele contracte de confidențialitate legate de salariu, dar pe unde lucrăm, vă garantez, găsiți salarii pe orice poziție, la orice companie aproape, nu știu, la tine dacă e listată deja pe nu, platformă. Compania mea. Și încurajăm angajatorii, de fapt, să se ducă în zona asta de transparentizare, pentru că nu mai pierzi timp, nu mai pui să te angajeze și află de fapt că de fapt bonusul nu era, că era, că nu, adică sunt multe. Da, multe e inevitabilă lucruri. Zona asta de frustrări și de comparație și chiar e ideal să ai cărțile pe față de la început, exact, pentru că riști să pierzi ori angajatul care deja este în companie și care e valoros și se simte bine și acasă, ori pe cel nou care la un scurt timp își dă seama că ele mai calificat, mai bun, mai, sunt o felul de maiuri de-astea, și spune, păi m-ai angajat pe mine pe 2 lei și aici e puf la tine. Da, vreau să dau exemplu cu part-time-ul, de fapt, că tu dacă știi că după 3 luni, de fapt, îți acoperă și un viitor part-time, tu nu mai cauți part-time-ul ăla, știi? Da. E și o informație transparentă, știu, e un subiect tabu, e un subiect tabu din... Da, e bine, dar... e bine, de exemplu, ca eu să-i spun colegului meu ce salariu am și el să-mi spună ce salariu are? Da, strălucitor. E sănătos pentru mine ca... De ce nu ar fi?
Păi nu ce, ce te reține? Păi nu știu, poate aflu, poate aflu că are mai mult decât mine sau mai puțin, făcând același lucru. Nu mă frustrez? Asta zic, e o problemă, ar trebui să fie o problemă. Păi nu știu, eu întreb. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie o problemă, ci un factor de motivare, deci nu într-un cuvânt, ca să te facă pe tine, nu știu, să faci lucrurile mai bine, să ceri mai mult, adică ai deja... Dar asta poate fi un argument în fața angajatorului, să mă duc la el să-i zic, doamne, mă niște salariu că și el are mai mult decât mine și face același lucru? Poate să fie dacă aduci, dacă aduci în discuție și ceea ce faci tu pentru salariul respectiv, adică vreau atâta pentru că, uite, am aflat din surse, dar uite ce fac eu și îmi susțin. Adică e o motivare logică până la sau urmă. Eu, fair play. Eu, ca mentalitate, consider că salariul e un fel de arta negocierii a fiecăruia. 100%. Adică este valoarea pe care absolut. Tu o reflecti în fața angajatorului absolut. Tău. Asta urma eu să zic, dar te-am lăsat așa. Eu așa funcționez. Dar am întrebat pentru că există oameni care nu funcționează așa. Eu funcționez pe zona în care, nu dacă tata a fost în stare să negociez. Bravo lui care consider că face la fel ca mine, că a negociat mai bine decât am făcut deci eu. Deci nu trebuie să fie un motiv de frustrare. În paradigma noastră de gândire, deși da. Deși îți garantez că e, pentru că sunt multe discuții în mintea umană se duce foarte mult în da, de ce ăla? Da, că de fapt ce? Asta, confidențialitatea salariului vine mai mult spre a proteja angajatorul decât pe angajat. Pentru că angajatorul are probleme noi în cazul în care angajații află între ei corect. Ce salariu au fiecare. Da, și de fapt poziția de tensiune nu ar trebui să fie între angajații respectivi, ci între angajatul nemulțumit și angajator. Adică dacă eu decid să plătesc mai bine un angajat și mai puțin bine un alt angajat, asta nu trebuie să creeze ceva între ei. Este o relație care nu se intersectează decât într-un singur punct, la mine. Și atunci eu ar trebui să fiu angajatorul ar trebui să fie cel care are responsabilitatea de a dilui cu un eventual conflict, cu o eventuală frustrare, nemulțumire și așa mai departe. Celălalt angajat, așa cum ai menționat deja, este doar un mai bun negociator și s-a poziționat bine și e meritul lui, dar nu este meritul lui în antiteză cu tine. El și-a văzut de clusterul lui. Evident că nu a luat din salariul meu ca să aibă el mai mare. Normal. Dar revenind la angajați. Care sunt particularitățile angajatului român în comparație cu angajatul dintr-o altă zonă a lumii? Bună asta. Cu ce se diferențiază? Sunt 14 teritorii în care activezi și poți... Cred că ți-aș putea răspunde care e diferența între angajatul din București și angajatul din Cluj. Și asta poate fi o discuție. Deja intrăm într-o zonă de exact, granularitate. E interesant să aflăm. Cu ce se deosebește, de exemplu, angajatul român de angajatul din... Poți să spun, uite, de exemplu, noi avem angajați în Republica Moldova, în Chișinău. Avem o filială acolo unde avem programatori, designer, etc. Și noi avem aici. Pe lângă, nu știu, să spun, avantajele fiscale sau, mă rog, din punct de vedere financiar, care, mă rog, încep să echilibreze, să știi că angajații români sunt din ce în ce mai... nu știu dacă pretențios e cuvântul potrivit, dar își doresc din ce în ce mai multe, poate pe un efort mai mic, știi? Adică vreau și asta, vreau și asta. Și asta e o consecință a creșterii nivelului de trai. E un mix și cu mental health-ul ăsta de care vorbea el mai devreme. Da, adică e vorba de, evident, nivelul de trai, e vorba de mentalitate, e mix, dar altfel trebuie să ne ducem foarte mult în industrii, departamente, ce face X, ce face Y, că inevitabil vorbim de comparație, adică nu se poate. Zona în care suntem, ne uităm inevitabil la capra vecinului sau etc. Dar îți pot spune așa, din experiențele pe care le-am în internaționalizarea noastră, inclusiv în Dubai, un român are așteptări foarte... Mă rog, vorbesc de un român specialist. Da. Adică nu... Da. Un român specialist. Fie el bucătar, fie... Cu experiență. Inginer de software. Minim 5 ani de experiență în domeniul lui. Adică nu mai este dispus să facă compromisuri, cum, de exemplu, făceam eu când m-am angajat prima oară, acum, nu știu, 20 de ani sau cât a fost. Nici nu mi-am știut salariul pentru primele două luni. Adică în primele două luni.
Nu știam cât câștig, pentru că nu... Lucram pe gratis vreo 3 luni, adică. Exact. E, acum așteptările sunt direct pe masă. Știu, o să fac asta, nu fac rabat, etc. Pentru că el imediat poate fi mufabil, sau mă rog, se mufează, fie în altă țară, fie la un alt angajator. Altfel, nu știu, într-o zonă mai de vest, să spunem, lucrurile sunt un pic liniare. Știu că pot să am pretenții, dar până la un anumit punct, pentru că, nu știu, și contextul economic sau macroeconomic face ca potențialul nostru de creștere să fie mai mare față de potențialul de creștere de acolo. Și inevitabil eu îmi doresc o, nu știu, mărire de salariu de 20%, când în Franța e... Nu mai e loc de atât. Exact, nu e loc. Și tocmai și de aici, nevoia aceasta de a pune condiții, de a vrea mai mult, de ceea ce e ok, adică nu e neapărat, încă o dată, trebuie să fie un câștig de ambele părți. Angajatul român nu mai e angajatul, să spunem, obedient de acum 15 ani. E angajatul care începe să-și ceară. Marea majoritate a angajaților. Și nu mai angajatul de acum 30-35 de ani, care știa că termină școala, se angajează într-un loc de muncă și de acolo iese la pensie. Exact. Dar dacă ne ducem și mai mult în detaliu, cred că tu poți completa mult cu... Cum e? În primul rând, moldovenii sunt wow, că el n-a apucat să spună și asta. Eu am cunoscut angajații din Moldova, din compania la care soțul meu a lucrat câțiva ani acolo. Și nivelul economic este mult sub, adică cel mai capabil om de acolo câștigă o sumă cu care noi nu trăim în România. Sumele sunt cu totul altele. Apropo de locul de creștere economică acolo, clar există și probabil că acești oameni ar trebui să înceapă să ceară creștere de salarii, direct proporțional cu faptul că această țară încă are loc să se dezvolte economic, spre deosebire de Franța, de care spunea el, și chiar Olanda, despre care am citit recent în presă, că este în plafonul de sus al creșterii economice. Gata, nu se mai poate. În Olanda a dețit. S-a terminat. Adică mai mult de atât nu pot fi. Mai mult de atât nu se poate. Nu mai au loc, efectiv. Nu mai au spațiu din niciun punct de vedere să se mai dezvolte. Au ajuns la maximul dezvoltărilor. Nici nu știu de unde începusem, ceea ce este absolut minunat. A început de la moldoveni, angajații de peste Prut, care sunt wow. Da, care sunt absolut minunați. Dar ce au ei în plus față de ai noștri? Lipsa de oportunitate. Au ceva minus, de fapt, nu ceva în plus. Un minus pentru ei, un plus pentru... Un plus pentru angajator. Sunt puține oportunități, sunt puține companii care plătesc niște salarii viabile în Moldova pentru oamenii care locuiesc acolo. Și atunci este foarte important să ai un loc într-o astfel de companie. De exemplu, să fii șofer chiar într-o companie foarte mare acolo este un privilegiu. Să fii asistent... Așa era în anii 90 în România. Așa este astăzi în problema Moldova. Eu am curajul să vorbesc despre asta, deși nu mai sunt la curent cam din 2020. În schimb, sunt absolut convinsă că acești 2 ani nu au adus o creștere atât de amplă încât să fiu foarte off, dar bineînțeles că las loc de contrazicere. Da, eu aici chiar pot să contrazic. Adică în zona de IT. Da, zona de IT sunt cam aceleași. Păi, salarii da, ca și zona România. De IT este destul de internaționalizată. Că așa este, da. Mai cunosc oameni din cyber security care lucrează direct cu Statele Unite de aici din România, ca freelanceri, apropo, voilà. Și care câștigă niște sume regularizate, pentru că companiile care îi angajează le dau niște mail-uri standard, în care le dau niște task-uri standard, care sunt de niște mii de dolari standard. Și îi trăiesc la prețurile de aici, câștigând... Da, și în general IT, ce înseamnă America? Practic? Că oricum sunt niște oameni care sunt foarte digitalizați și sunt educați într-o zonă care nu mai are limite geografice. Eu vorbeam acum de cu totul alte meserii. Care se pot face doar la fața locului. Și cred că este exemplu perfect de freelance. Adică, da, este un exemplu ușor de freelancer care practic are acest privilegiu al aproape regularizării. Am zis aproape pentru că clar că mai există niște fluctuații, dar oricum este o piață destul de regularizată spre deosebire de majoritatea piețelor de lucru freelancing. Poți să ai grafică la 50 de euro și poți să ai grafică la 5.000 de euro în România astăzi.
eu am pe cineva care îmi face un vizual cu 50 de euro și am pe cineva care îmi face un vizual cu 5.000 de euro. Și termenele de livrare sunt 24 de ore versus 48 de ore. Nu se gândi că sunt versus 480 de ore. Dar, iată, e foarte subiectivă piața în general. În schimb, în această zonă are avantajul ăsta de a fi spart granițele. De fapt, tot ce nu este geografic valabil și tot ce merge într-un mediu digital poate să aibă acest privilegiu. Tocmai de aceea, hai să ne digitalizăm cât mai mult, ca să trăim cât mai liniștiți. Și să tăiem toate granițele, că, până la urmă, digitalizarea asta face. Poți, fără nicio problemă, să... Poți să ai acces. Da. Dau eu un exemplu strict pe ce facem noi, pe recenzii, știi? Adică oamenii și angajații își evaluează angajatorul pe, la noi pe platformă. Cu cât ești mai înest, cu atât ai o reticență în a o face. Poate mă monitorizează cineva, poate datele mele se duc. IP-ul. Exact. Asta e cea mai, cred că e cea mai bună descriere a mentalităților și a felului în care ele au fost cultivate. Deci dacă vorbim de Cehia sau Polonia, deci no-brainer, adică da, normal că lasă o recenzie, adică e așa. Și am avut o experiență că aici voiam să ajung cu țările arabe. Suntem în 6 țări arabe, principale sunt Arabia Saudită și Emirate, în Dubai. Deci este wow cum oamenii își evaluează angajatorul. Niște țări care, despre care exact, spune că nu sunt atât de deschise. Mai ales Arabia Saudită, adică Arabia Saudită, politic. Da. Doar că au avantajul că sunt foarte mulți expați care lucrează acolo pe salarii foarte mari, împing din punct de vedere cultural. În Dubai pe stradă, adică. Dar împing din punct de vedere cultural sau ca mentalitate chestia asta. Ceea ce e îmbucurător, adică e o chestie pe care teoretic o vezi opacă, da, dar de fapt se duce în transparență. Și pe de altă parte, într-o lume care aparent e mai liberă, chiar și vorbind de estul europei, lucrurile nu sunt chiar așa. Da. Pentru că sunt totuși niște ani, 50, câți or fi fost ei, în care n-a fost cultivată cu siguranță atitudinea asta curajoasă de a spune lucrurilor pe nume. Corect. Trebuia să aplauzi, să apleci capul și să îl susții pe conducătorul iubit. Da, dar are o atitudine câștigătoare, pentru că practic, sistemele despre care noi vorbim sunt sisteme ipocrite. Nu sunt sisteme educate sau manierate. Sunt pur și simplu sisteme ipocrite. Sistemul în care eu, nemulțumită, zâmbesc ție și facem o petrecere de Crăciun de firmă, este un sistem ipocrit. El n-are cum să fie un sistem asta ok. Asta cultivă corporațiile. Aceste team building-uri în care se spune în continuu că suntem o familie, că avem... Da, depinde. Și acolo ți-am zis, eu am această chestie în care corporația într-adevăr nu este wow. Pe de altă parte, am citit întâmplător câteva rânduri, nu o carte întreagă, care se numește Corporate Rebels, nu știu cine este autorul, pe care o avea soțul meu pe acolo, pe undeva, printr-un sertar. Și am descoperit că corporația nu este neapărat întotdeauna în aceste linii. Depinde foarte mult, ca la orice altceva, cine sunt liderii. Da. Că oricât ar fi de multe reguli, liderul, omul sfințește locul. Da. Și inclusiv în ceea ce avem noi ca și relații comerciale cu clienți. Avem clienți unde vine CEO-ul unei companii foarte mari și stabilește un deal la o masă și a doua zi dealul începe să ruleze și pleacă și se întâmplă efectiv. Și avem companii în care stăm la masă cu liderul și datorită sistemului pe care compania l-are, durează 3 luni, 6 luni sau poate chiar mai mult uneori. Sau nu se mai întâmplă proiectul respectiv. Depinde foarte mult de extrem de mulți factori, dar cred foarte tare că liderii potriviți pot să aducă un aer proaspăt inclusiv în corporații și am văzut corporații foarte cool, dar într-adevăr nu multe. Adică, și când zic cool, nu mă refer la faptul că au un eatery acolo sau un șezlong într-un spațiu al biroului. Azi e un fel de... Da, ci la felul cum lucrează, efectiv, cum sunt oamenii, care este interacțiunea dintre ei, care este raportarea. Mie îmi place un pic să cred că, totuși, un mix între raportarea pe orizontală a... chinezii cred că se dezvoltă așa, nu? Da, da, da. Așa, a chinezilor și raportarea coreenilor, care e mult mai stratificată, e foarte interesant de făcut și eu fac asta. Adică eu încerc să fac asta. Eu încerc să fiu 90% colegă și 10% maxim șefă.
Și ai spus la un moment dat, sunt curios, sunt diferențe între angajații din București și cei din Cluj? O, da, sigur. Foarte mari. Foarte. Serios? Da, 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 da. Țin minte, mă rog, o să mă întorc la întrebarea ta, dar inclusiv la nivel de clienți, noi am penetrat foarte greu Clujul. Adică... E în zona Clujului un patriotism local pe care nu l-am întâlnit nicăieri în restul, nu știu, țării. Nu zic că e undeva e de bine, undeva nu, e de rău. Există. Că e rău, că e bine, nu știu. Da. Dar da, în Cluj văd mult mai multă... mult mai multe așteptări înainte ca lucrurile să se întâmple sau nu le lași să se întâmple. În București e mai flower power, așa, mai... Așa hai e. Să începem, hai să o facem. Poate personalitatea regiunii, știi că tot vorbeam de personalitate. Sau faptul că București adună personalități din toată țara și atunci se pierde o oarecare identitate. Da, n-am intrat și în motivarea situației. Și mai deschiși la situații de orice natură. Dar sunt mai deschiși, adică și se vede și la nivel de angajat. Again, din nou, nu știu să spun dacă e de bine sau de rău. Mie îmi place când lucrurile se întâmplă rapid, adică, băi, dacă știi că o se întâmplă așa, ce rost are să mai birocratizezi, cum spuneai tu, sau să pui doar ca să arăți că poți să pui niște frâne. Adică dă-i drumul la treabă, nu mai sta. Și, mă rog, acum vedem că și în zona aceea de în Ardeal, în Cluj, acum nu știu dacă e chiar exemplul Olandei, știi, am ajuns la o limită superioară și... Eu am descoperit că serviciile lor sunt foarte scumpe, am avut nevoie de un DOP odată. Sunt foarte scumpe. Și aveam un podcast mobil în Cluj și am sunat foarte relaxată la acest DOP prin niște influenceri locali și mi-a cerut o sumă care a fost rate card ori 6 de ceea ce plătim noi în București. Ori 6, atenție. Norocul meu mare a fost că mi-am adus aminte de o altă companie care la fel e branched out în mai multe orașe și am găsit o variantă la rate card-ul și la bugetul pe care mi-l permiteam pe cash flow situații respective, nu în general. Da. Dar a fost absolut șocată și tipul era foarte calm. Adică nu avea nici cea mai mică intenție să negocieze sau să justifice fiul solicitat. Era foarte liniștit și a zis, mă anunți dacă vrei, dacă nu, nu este nicio problemă. Okay. Calmul ardeleanului. Exact. Și eu am zis, bine, te caut eu. Dar, într-adevăr, am avut o surpriză foarte mare, pentru că eu credeam că Bucureștiul este vârful icebergului din punct de vedere reputației. Da, mi-a dărâmat și mie mitul ăsta că... Și piața imobiliară dovedește lucrul ăsta, că nu mai e Bucureștiul lider la prețuri. Da, corect. Dacă se uită un părinte la noi, spre ce zonă l-a sfătui să-l îndrume pe copil, că am stabilit că nu îl impunem copilului, eventual îl îndrumăm, să se ducă spre a fi un angajat de succes, din toate punctele de vedere salarial și așa mai departe, după care vorbim și de un influencer de succes, care fi zona de pregătire pe care să o urmeze. Pentru că sunt perioade, au fost etape. În anii 90 era la modă să faci facultate de drept. Toată lumea făcea dreptul. Era, părinții trimiteau că faci drept. La un moment dat am ajuns să avem o inflație de absolvenți de drept care făceau orice altceva, numai zona juridică nu activau. Acum e la modă partea asta de IT. Toată lumea zice, domnule, să faci IT că e viitorul. Da. Coding de la 6 ani, stai că spun eu. Limbile străine au fost la modă. Bravo. Acum, nu știu, 10-15 ani. Chiar mereu mai bine. Mergeau copiii, băgau părinții limbi străine în ei. Exact. Mai rău decât băgam noi salam cu soia. Deci dacă m-aș hazarda să răspund acum, da, pe la urmă, și eventual ținești... să fie un copil la, nu știu, clasa 1-a, 2-a, da, și să nu se întâmple peste... Nu, că până la urmă ține doar de experiența personală și de informațiile pe care le aduni prin activitatea pe care o ai. Cred că e un pic de presiune socială în momentul de față pe copii. Și nu numai, evident. Adică să știe și de aia, cât mai multe limbi străine, cât mai mult IT, cât mai mult etc. Eu aș recomanda așa cumva să-i lase să fie ei, dar într-o zonă educată. Adică să le ofere cadrul să aibă parte de educație,
că într-o direcție, că în alta, ca ei să fie capabili să ia niște decizii. Altfel, să-i învețe să ia decizii. Da, să-i încurajeze să ia decizii. Că până la urmă și o decizie, când ai o informație. Că până la urmă, corect. Asta înseamnă să-i încurajeze, pentru că... Și eu vreau să mă fac acum fotbalist. Am spus asta, cumva, da. Să-i încurajeze să se informeze. Exact. Să se informeze, formeze, să ia decizii, care la un moment dat, la prima oară, s-ar putea să le ia decizii proaste. Dar să știe să treacă peste ele, să le învețe, să nu... Să-i lase să ia decizii proaste? Absolut. 100%. Absolut, absolut. Să nu fie salteaua aia de protecție, părintele, de fiecare dată să vină să amortizeze... Măi, e greu să nu fii saltea de protecție, adică nu te lasă inima până la urmă, dar când ne întoarcem la presiunea socială, ar fi bine să se ducă un pic presiunea asta, pentru că la un moment dat o simți așa în... Adică, da, de ce ăla poate și da, de ce ăla poate? Dar știi cum era, mă rog, în generația noastră, da, de ce X-ul e scola 10 și tu nu ai putut? Păi era și tabăra cealaltă, ce altfel. Au luat toți notă mică și răspunsul părinților era nu mă interesează notele lor, mă interesează notele tale. Subiectul ăsta cu notele e unul la care eu sunt sensibilă, pentru că la mine tot ce nu era 10 nu era bine. Eu am absolvit liceul cu un rezultat la bacalaureat de 9.83. Și a fost dramă. Dramă. De ce nu am fost între cei 3 care au luat 10? Eu am fost așa fericit cu 8-ul meu, am fost. Da. Eu am fost practic a 4-a cu 9.83 asta și n-a fost bine. De aia spun, adică clar asta cu sistemul de notare e ceva ce visceral resping, exact. Dar dincolo de sistemul de notare, cred că părinții ar trebui să-și încurajeze copiii să înțeleagă ce le place. Pentru că asta e cel mai greu. Sunt mulți care nu-și găsesc identitatea nici la 30 de ani. Cunosc eu oameni care nu și-au găsit identitatea. Și asta este pentru faptul că probabil au fost permanent reprimați de diverse sisteme din viața lor. Și chiar de familie. Vorbeam cum, de ce profesorii nu încurajează elevii să devină freelancer. Păi profesorii sunt angajați. Majoritatea sunt profesori acolo de 20 de ani. Ei nici n-ar ști să vorbească despre asta. Avem noi profesori care să vină invitați, cum e prin universitățile internaționale și care să fie doar așa, la un curs rapid de o oră și să povestească viața lor și să călătorească peste tot, nu. Avem aceiași profesori într-o instituție de foarte mult timp, care și dacă ar vrea, nu ar avea la ei discursul despre du-te și zboară liber peste tot. Ei au discursul, eu sunt în instituția asta de 20 de ani, sunt profesor aici și sunt respectat și am catedra mea și etc. Nici n-are cum să-ți inspire profesorul ăla ceea ce cauți tu. Freelancingul se obține din experiența de viață de după școala până aia la clasa clasică. 12, cel puțin. În facultate lucrurile stau diferit, profesorul este o chestie mai fluidă, dar oricum, chiar și acolo, în facultățile clasice, facultățile de stat, pe care părinții mei, apropo, mi le-au impus, adică ne-am nici s-a pus discuția vreodată să nu fac facultatea la stat sau să mă duc la facultatea la care am intrat cu taxă. Wow, ce subiecte tabu erau atunci. Cum, da. Sau, mă rog, tabu. Cum să mă duc la Bârlad să spun în tot orașul că fata mea plătește ca să se ducă la școală? Eu aveam mentalitatea aia, că doar toți proștii fac la privat. Era... Nu, dar era, adică era la un moment dat nici nu puneai opțiunea cu taxă când îți alegeai acolo, pentru că era nu se bursă și cu loc în cămin, altfel chiar dacă nu aveai nevoie de loc de cămin. Era o presiune foarte mare, adică acum știi, poate pentru noi e gândim mai ce a fost etc., dar copil fiind sau mă rog în zona aia există șanse să te destabilizeze un pic. Pentru că poate nu ești cel mai strong om emoțional. Din punct de vedere emoțional. Concluzia și se va restrânge mai târziu. Știi? Nu punem presiune. Indiferent. Doar le deschidem uși și după aia și aleg ei. Că vor într-o zonă, zonă umanistă, zonă realistă, da, IT. Ar fi da, acum clar e cu IT-ul. Adică asta e inevitabil. Nu... IT, zone creative, să știi, adică e din ce în ce mai... Și o văd eu, adică o văd în piață. Monica dă exemplu cu vizualurile, știi? Designeri. Freelanceri.
Da, sunt freelancer pe diverse zone. Adică există oameni care sunt specializați în a face grafică din colaje. La noi nu exista asta. Adică să iei colaje cu niște imagini preexistente din, nu știu, stocuri de poze de pe internet și să transform chestia asta într-o formă de grafică și de artă, e ceva ce noi nu credeam. Deci în 2017, unul dintre colegii mei cu care am fondat unde lucrăm, mi-a spus că avem nevoie de un designer ca să ne facă site, chestii. Și am zis, măi băiatule, eu dau banii pe tine. Păi de asta nu există așa ceva. Adică ce poate să facă un designer? Ia un paint, trage două linii, da, etc. Concepea cineva înainte să, când îți faci o casă, să o mobilezi cu designer? Ce mă, nu știu, să pune o canapea pe perete? După ce te lovești de servicii de genul ăsta, realizezi că te ajută mult. Adică e diferența între o ligă și alta, de fapt. Că dacă vrei să stai într-o ligă mică, inevitabil, sau mă rog, ești constrâns de buget, stai într-o ligă mică. Dar dacă vrei să crești și ți-asumi niște riscuri să crești, nu poți să crești așteptând și să se întâmple lucrurile, trebuie să te asumi că ai nevoie de un designer, poate ăla de 5.000 sau 4.000 de euro. Cât, da, care pe lângă te mai obligă să și cumperi un font și doar al tău, corect, și pe plus, care să-l folosești pentru site-ul tău, ca site-ul tău să arate premium. Și asta te costă. Da, și trebuie să ai și autoscroll și încă 20 de funcții care sunt de la celălalt om cu care lucrezi la site, și anume cel care scrie codul din spate. Pentru că sunt doi. Unul face design, altul face scrierea site-ului efectivă, scrierea codului. Aș merge mai departe spunând că sunt trei, de fapt. Da, normal, eu pot să zic că sunt cinci imediat, da. Nu, că cel care scrie codul e cel care scrie codul din punct de vedere vizual și cel care îl face să meargă, da, în fine. Unde-s vremurile când eram toți și mecanici auto și design și bucătari? Eu văd zona asta de creativitate luând o amploare, adică probabil o să fie așa pe un piedestal sau, mă rog, într-o zonă în care nu a fost apreciată până acum. Știi? Așa este. M-aș bucura, încă o dată, hobby-ul meu e zona creativă pe reclame, pe etc. M-aș bucura, da, meseriile clasice, alea de care de atunci când ne lovim, ne dăm capul de pereți că nu găsim instalator, zugrav. Ce facem cu ele? Suntem atât de mulți și atât de, să ne angajăm? Suntem atât de mulți și atât de diversi că vor fi și din aia și din aia. Adică nu asta ar trebui să fie problema. Și de fapt calitatea mă rog, fiecare dintre specializări sau specialiști în sine. Adică, ok, tu ești instalator, fine, dar n-aș vrea să fiu un instalator. Eu am pățit, am avut un instalator care la toaletă mi-a pus apă caldă în loc de apă rece. Asta e bine. Acum mi-am dat seama că eu cred că am și eu așa, la una cel puțin. Și asta era cea mai mică problemă, pentru că după a venit un instalator care să repare și când a reparat, s-a dat în țeava de apă. Noi tragem niște bonoase. Da, exact. Adică gândiți-vă că lucrurile astea se pot răstrânge și din punct de vedere, nu știu, intrăm în zona de doctori, medici, mă refer. Intrăm în zona de educație, profesori. E foarte complicat sau foarte sensibil să acolo să dai greș, știi? Înainte de final vreau să vă întreb cum, care sunt cele... Hai să mergem pe trei, să nu zic cinci, sau dacă aveți mai multe, nu e nicio problemă. Cele trei reguli pe care nu trebuie să le încalce niciodată un freelancer de succes, respectiv un angajat bine cotat pe piața muncii. E un fel de... Nu e decalog, trei. Cine are curaj? Pot să zic eu una, deci pentru mine e una și nu neapărat singura, dar... Fie că ești într-o parte, fie că ești în alta, e o chestie la care eu țin mai mult ca la orice. Fair play-ul. Deci, eu știu că poți să faci rău, știu că poți să faci altfel, știu că e la îndemână să fii rău, cum se spune. Dar nu e ok. Adică, fii fair play, fii... Fair play-ul care se manifeste și când te desparți de vechiul loc de muncă? Pe linii, e clasicul ăla să ne lăsăm loc de bună ziua. Nu neapărat, adică nu în sensul ăsta neapărat diplomat. Deci nu poți fi fair play, dar nu neapărat diplomat. Într-un sens... Chiar tu dai exemplu, măi, zi omului dacă, nu știu, ceva nu e ok sau... Practic vorbim de o etică de lucru, de principii. Exact. Da, adaug și eu asta la lista celor trei. Clar că etica
și corectitudinea, de fapt, în toate formele ei și abordarea cât mai obiectivă a lucrurilor. Este foarte greu să spunem că suntem obiectivi. Totul este subiectiv. Faptul că tu faci cu noi doi acest interviu este subiectiv. Da. Ți-a plăcut de noi, pe noi ne-ai ales. Doamne, eu vreau să fie ei, freelancerul și angajatorul despre care vreau să vorbească astăzi. Ei, ideea de corectitudine nu vine neapărat din obiectivism, dar într-adevăr vine din poziționarea foarte echidistantă față de lucrurile din mediul tău, ca să poți să-l menții stabil. Pe lângă asta, că tu vrei trei și noi acum am adus una în care m-am lipit. Mai multe, n-am o problemă. Că asta e tare la podcast, că n-ai limită de timp, nu te omoară publicitatea, nu te... Poți să vezi 5 minute acum, mai vezi 10 minute peste o zi. Al doilea important la noi, la freelanceri, cred că este totuși indiferent în ce zonă ești, să ai skills-uri de comunicare, pentru că freelancerii trebuie să se descurce. Ei nu fac parte dintr-un sistem atât de clar în care fluidizarea relațiilor comerciale este simplă sau inclusiv relațiile angajator-angajat. Acolo trebuie să știi să comunici, atât intern cât și extern. Deci aș adăuga asta doar la freelanceri și tot la freelanceri putem să adăugăm că am vorbit foarte clar despre asta, că orice freelancer trebuie să aibă educație de business sau un om cu educație de business care să facă parte din structura lui din ziua 1. Deci din ziua 1 el nu mai e doar un freelancer, e un freelancer plus măcar un contabil expert. Pe care îl numește furnizor, nu angajat în prima fază, sau partener. Da, pe care îl numește cum vrea, dar trebuie să-l plătească cu sfințenie în fiecare lună și să caște ochii și urechile la ce spune omul ăla. Până când ajunge să aibă o educație juridică, financiară și legislativă corectă. Nu cum că se schimbă atât de des când te înveți cu unele, nu, apar sunt altele. Unele care nu se schimbă niciodată și pe care foarte mulți oameni încă nu le știu, cum ar fi trecerea unei companii la TVA, care se întâmplă la un moment dat și oamenii ei... Pragul de cât? Câte? 10 de 50? Acum s-a schimbat pragul. Da. S-a schimbat acum câteva luni la, cred, s-a micșorat pragul, că și-au dat seama că e prea permisiv și companiile nu ajung să poarte TVA prea ușor într-o țară ca România și cred că a ajuns la 200.000 de lei. Nu știu. Știu că a scăzut, dar nu. Da, a scăzut foarte mult. Noi nu facem asta, adică noi avem o companie de foarte mult timp și ne-am asumat cea mai gravă formă de taxare pe care o poate purta o companie, dar asta e ceva ce ar trebui să facă toată lumea iarăși. Acest juggling cu companiile pentru a nu ajunge să porți TVA și să ai responsabilități fiscale este greșit total, pentru că practic nu poți să ai niciun fel de tracking al progresului tău. Eu mâine, cu compania mea, dacă merg la bancă, am o linie de creditare destul de importantă, care mă poate ajuta. Nu am nevoie de astăzi, nici mâine, dar spun că o am. E un fel de centru de siguranță. Da, și practic e istoricul tău, ca și companie, ca și persoană fizică autorizată, ca și persoană fizică pur și simplu care încasează bani pe drepturi de autor. În orice formă vrei să ai vreodată o linie de credit, trebuie să funcționezi pe aceeași structură. Nu poți să ai 10 structurele în jurul tău cu care... Dar ce facem cu pensia la freelancing? Noi avem o pensie privată, plătim în fiecare lună. Aici e că freelancerii cu pensia mai subțire. Da, pentru... da și nu, dar noi plătim în taxe la stat, cum să nu? Da, da, suntem una e să ai o pensie companii. După ce, de exemplu, crezi la o multinațională și eu mă angajez la propria mea companie și pe economie fac mulți treaba asta. Da, acum eu nu știu cine sunt aceștia. Eu mă angajez la propria mea companie direct proporțional cu cât îmi doresc să am salariu pe statul de plată. Dar ești tentat să spui salariul minim pe economie știind că plătești mai puțin taxe și restul banii pe dividende. Sunt tentat cel puțin să consider că pe orizontal, așa cum vorbeam mai devreme și în mod încurajator, am salariul colegilor mele. Asta e corect, altă, pe de altă parte, la angajator, la angajat, ai tot salariul pe cartea de muncă, mai ales la corporații, la multinaționale? Da, da, acolo vorbim de niște salarii care la nivel de top level management cel puțin sunt uriașe. Asta zic, de asta am adus subiectul pensiei pe final, așa. Că... Și acolo și pensiile sunt uriașe, da, doar asta. Că să știi că salariile mari, în general, nu aparțin, din păcate, nu aparțin conaționalilor. Top level managementul în majoritatea companiilor nu este local. Da, ce pot să spun că a început să fie și local. Adică noi chiar suntem parte dintr-un proiect unde facem cu Business Magazine anual Top CEO. Votarea se face la noi pe platformă. Da.
și anual văd, pentru că suntem deja în al patrulea an. Din ce în ce mai multe nume românești. Exact. Bun, mă bucur. Ceea ce e super îmbucurător. Și pe mine îmi bucur mai tare altceva, că din ce în ce mai mulți manageri zonali pentru multinaționale devin, sunt români. Da. Da. Pentru zona asta de est, de este Europei. Și... adică România coordonează Moldova, Bulgaria, Grecia, etc. Ceea ce e îmbucurător, pentru că înseamnă că ceva s-a întâmplat bine pe parcursul creșterii angajatului, dar e loc de creștere. Adică e, salariile mari acolo sunt, cum spunea Monica, la top la management. Top managementul străin. Adică, încă o dată, noi știm și salariile lor. Mergem într-un grad de transparentizare a salariilor în care chiar știm și... Oricum, companiile care sunt cotate la bursă sunt obligate să publice salariile acestor top level. Dar nu toată lumea are acces la informațiile de pe bursă, știi? Adică e... Da. Cine știe să caute și cum să caute, da, le are. Dar dacă... Tot despre informație, vă rog, până la urmă. Corect. Eu vă mulțumesc mult pentru... Și noi. Și uite cât am stat la discuții. Și sper ca prin discuția asta să deschidem niște uși pentru mulți dintre cei care s-au uitat și când vor face o alegere să o facă și pentru că au primit o informație utilă de la noi. Mulțumim. Și spor la treabă. Spor la treabă și ție. Mulțumesc mult. Zooniverse Podcasts.